Din câte cunosc, da, până a fi angajat, era funcția respectivă. Orice organigramă și conform statului de personal și în conformitate cu legislația vigoare sunt prevăzute funcțiile care, conform nomenclatorului de profesie și de funcții, este partea tehnică și este partea economică. Așa. Și sunt domeniile, sunt managementul în domeniul economic și managementul în domeniul, adică în domeniul financiar și managementul în domeniul tehnic. Nu știu, aprecierea poate să dea organele de conducere ierarhi superioare, eu consider.